Hillary provoacă pagube imense în California. Prima furtună tropicală ce lovește statul în peste 80 de ani a adus inundații uriașe. Străzile din Palm Springs și din Los Angeles au fost inundate, practic. Și echipele de salvare au căutat o persoană dispărută în localitatea Santa Clara, în timp ce oamenii se luptau cu furtuna. Un cutremur de 5,1 grade, cel pe scara Richter, a lovit statul. Imaginea a fost surprinsă de camerele de supraveghere ale unui supermarket din Santa Paula. Guvernatorul statului Gavin Newsom a decretat stare de urgență pentru mare parte din sudul Californiei, acolo unde locuiesc peste 9 milioane de oameni. Școlile au fost închise atât în California cât și în statul vecin, Nevada, și zeci de zboruri au fost anulate din cauza vântului puternic. California